Gândire rapidă, gândire lentă de Daniela Kahneman. Partea 1. Două sisteme. Personajele din poveste. Ca o să observați cum vă merge mintea în mod automat, priviți imaginea de mai jos. Experiența voastră sufletească în timp ce priviți chipul femeii, combină unitar ceea ce în mod normal numim vedere și gândire intuitivă. La fel de cer și de rapid pe cât vedeți că părul tinerei femei este de culoare închisă, știți că este furioasă. Mai departe, ceea ce ați văzut se deschide spre viitor. Ați avut senzația că femeia e pe cale să rostească niște vorbe deloc amabile, țipând probabil cu glas strident. O premoniție a ceea ce urma să facă în continuare va veni în minte automat și fără efort. Nu ați avut intenția să-i apreciați starea de spirit ori să anticipați ce ar putea să facă, iar reacția voastră față de fotografie nu va lăsa senzația că ați fi făcut ceva. Va venit pur și simplu. A fost un exemplu de gândire rapidă. Acum uitați-vă la următoarea problemă, 17 ori 24. Ați știut imediat că este o problemă de înmulțire și probabil ați mai știut că o puteți rezolva cu hârtie și creion, dacă nu fără ajutorul lor. Ați avut de asemenea o vagă cunoaștere intuitivă a ordinului de mărime al rezultatelor posibile. V-ați dat seama rapid că nici 12.609, nici 123 nu sunt plauzibile și totuși, fără să zăboviți ceva timp asupra problemei, nu ați fi sigur că răspunsul nu este 568. O soluție precisă nu v-a venit în minte și ați avut senzația că puteți să decideți dacă să vă apucați de socotit sau nu. În cazul în care încă nu ați făcut-o, ar trebui să încercați acum să faceți înmulțirea cople sunt cel puțin o parte din ea. În timp ce ați parcurs o suită de pași, ați avut experiența gândirii lente. Mai întâi ați extras din memorie programul cognitiv al înmulțirii pe care l-ați învățat la școală, apoi l-ați aplicat. Efectuarea înmulțirii va ceru ceva efort. Ați simțit povara păstrării unui material vast în memorie în timp ce trebuia să țineți evidența pașilor pe care i-ați făcut și a celor următori până la țintă, având grijă să nu uitați rezultatele intermediare. Procesul a fost o muncă mentală, deliberată, cu consum de efort și ordonată, un prototip de gândire lentă. Calculul nu a fost doar un eveniment petrecut în mintea voastră și corpul a fost implicat. Mușchii vi s-au încordat, va crescut tensiunea arterială, iar pulsul vi s-a accelerat. Cine va fi privit în ochi de la mică distanță în timp ce rezolvați problema, ar fi văzut cum pupilele vi se dilată. Pupilele au revenit la mărimea normală de îndată ce v-ați isprăvit munca atunci când ați aflat răspunsul, care este patru 108, întreagăt fie spus, sau atunci când v-ați lăsat pe gubaș. Două sisteme Din de câteva decenii, psihologii au fost intens preocupați de cele două moduri de gândire evocate de fotografia femeii furioase și de problema de înmulțire pentru care au propus numeroase denumiri. Eu adopt termenii propuși mai întâi de către psihologii Keith Stanovich și Richard West și mă voi referi la două sisteme aflate în minte, sistemul 1 și sistemul 2. Sistemul 1 operează automat și rapid cu efort redus sau nul și fără senzația de control voluntar. Sistemul 2 acordă atenția necesară a activităților mentale solicitante, printre care se numără calculele complicate. Operațiile Sistemului 2 se asociază frecvent cu experiența subiectivă de activism, alegere și concentrare. Denumirile de Sistemul 1 și Sistemul 2 sunt des întrebuințate în psihologie, dar eu merg mai departe decât de obicei în această carte pe care o puteți citi ca pe o psihodramă cu două personaje. Atunci când ne gândim la propria persoană, ne identificăm cu Sistemul 2. Eul conștient rațional, ce are opinii, face alegeri și decide la ce să ne gândim și ce să facem. Deși sistemul 2 se crede a fi în centrul acțiunii, automatul sistem 1 este eroul cărții. Descriu sistemul 1 ca stând fără efort la originea impresiilor și senzațiilor care sunt principalele surse ale opiniilor explicite și ale alegerilor deliberate ale sistemului 2. Operațiile automate Face o figură scârbită în fața unei imagini oribile, detectează ostilitatea din vocea cuiva, răspundă la 2 plus 2, citește cuvinte sau afișe ale sistemului 1, generează structuri de idei surprinzător de complexe, însă doar mai lentul sistem 2 poate să construiască gânduri urmând serii ordonate de pași. Mai descriu de asemenea împrejurările în care sistemul 2 prea conducerea trecând peste impulsurile și asociațiile libere ale sistemului 1. Veți fi invitat să gândiți cele două sisteme ca pe niște agenți cu propriile lor capacități, limite și funcții individuale. Într-o ordine aproximativă, în funcție de complexitate, iată câteva exemple de activități automate care sunt atribuite sistemului 1. Se sizează faptul că un obiect este mai îndepărtat decât altul, orientează în direcția sursei un sunet brusc, completează fraza pâine și face o figură scârbită în fața unei imagini oribile. Detectează ostilitatea din vocea cuiva, răspundă la 2 plus 2. Citește cuvinte sau afișe mari. Conduce mașina pe un drum pustiu. Găsește o mutare bună la șah dacă sunteți ma maestru șahist. Înțelege propoziții simple. Recunoaște că un suflet blând și curat, pasionat de detalii, seamănă cu un stereotip ocupațional. Toate aceste evenimente mentale fac parte din aceeași clasă cu femeia furioasă. Capacitățile sistemului 1 includ abilități născute pe care le avem în comun cu alte animale. Suntem din naștere pregătiți să percepem lumea din jur, să recunoaștem obiecte, să ne orientăm atenția, să evităm pagubele și să ne fie frică de păianjeni. Alte activități mintale devin rapide și automate prin practică îndelungată. Sistemul 1 a învățat asociații între idei, capitala Franței de exemplu, a mai învățat de asemenea abilități precum cititul și înțelegerea nuanțelor situațiilor sociale. Unele abilități, precum găsirea unor mutări tar la șah, sunt dobândite numai de către experți specializați. Altele sunt în larg împărtășite, Sesizarea similarității dintre profilul unei personalități și un stereotip ocupațional solicită o vastă cunoaștere a limbii și a culturii pe care o posedă cei mai mulți dintre noi. Cunoștințele sunt depozitate în memorie și sunt accesate fără intenție și fără efort. Câteva dintre acțiunile mentale de pe listă sunt pe deplin involuntare. Nu vă puteți abține de la înțelegerea unor propoziții simple din propria limbă sau de a la vă orienta în direcția unui zgomot neașteptat. Nici nu vă puteți împiedica să știți că 2 plus 2 este 4 ori să vă gândiți la Paris atunci când se menționează capitala Franței. Alte activități precum mestecatul sunt susceptibile de control voluntar, dar în mod normal ele merg pe pilot automat. Controlul atenției este împărțit între cele două sisteme. Orientarea spre un zgomot puternic este în mod firesc o operație involuntară a sistemului 1 care mobilizează imediat atenția voluntară a sistemului 2. Puteți fi capabil să rezistați impulsului de a vă întoarce spre sursa unui comentariu zgomotos și jignitor la o petrecere aglomerată, însă deși nu vă mișcați capul, atenția vă este la început orientată într-acolo cel puțin o vreme. Oricum, atenția poate fi îndepărtată de un focar nedorit, în primul rând prin concentrarea ei asupra unei alte ținte. Extrem de diversele operații ale sistemului 2 au o trăsătură comună, toate solicită atenție și sunt perturbate atunci când ni se distrage atenția. Iată câteva exemple. Ești Fiți atenți la focul de pistol care dă startul unei curse. Concentrați-vă atenția asupra claunilor dintr-un circ. Concentrați-vă asupra vocii unei anumite persoane dintr-o încăpere aglomerată și gălăgioasă. Căutați o femeie cu părul alb. Scotociți prin memorie ca să identificați sunet surprinzător. Păstrați un ritm de mers mai rapid decât cel care vă este firesc. Controlați comportamentul pentru a fi cuvincios într-o situație socială. Numărați de câte ori apare litera A pe o pagină de text. Spuneți cuiva numărul vostru de telefon. Parcați într-un spațiu strâmt pentru majoritatea oamenilor, exceptându-i pe garajiști. Comparați două mașini de spălat sub aspectul valorilor totale. Completați o declarație fiscală. Verificați validitatea unui argument logic complex. În toate aceste situații trebuie să fiți atenți și veți îndeplini sarcina mai puțin bine sau deloc dacă nu sunteți pregătiți sau dacă vă îndreptați atenția într-o direcție greșită. Sistemul 2 are într câtva capacitatea de a modifica modul în care funcționează sistemul 1, programând funcțiile de regulă automate ale atenției și memoriei. Așteptând o rudă într-o gară aglomerată, de exemplu, puteți să începeți a căuta, după cum doriți, o femeie căruntă sau un bărbat cu barbă, sporind prin aceasta probabilitatea de a zări de la distanță ruda așteptată. Vă puteți pune memoria să caute capitalele care încep cu litera N sau romanele existențialiste franțuzești. Și când închiriați o mașină de la aeroportul Heathrow din Londra, administratorul vă va reaminti probabil că pe aici, pe la noi, se conduce pe partea stângă a drumului. În toate aceste cazuri, vi se cere să faceți ceva ce nu vă vine în mod firesc, și veți descoperi că păstrarea consecventă a direcției solicită depunerea continuă a unei oarecare efort. Despre folosirea expresiei Pay attention, fi atent, este una potrivită. Dispuneți de un buget limitat de atenție pe care îl puteți aloca diferitelor activități. Și dacă încercați să depășiți limitele bugetului, veți eșua. Este o caracteristică a activităților care cer efort faptul că interferează unele cu celelalte motiv pentru care este dificil sau imposibil să desfășurați mai multe deodată. Nu puteți calcula produsului 17 ori 24 în timp ce faceți o curbă la stânga în trafic, aglomerați și cu siguranță n-ar trebui să încercați. Puteți face mai multe lucruri simultan, dar numai dacă sunt ușoare și nepretențioase. Sunteți probabil în siguranță dacă purtați o conversație cu un pasager în timp ce conduceți pe o autostradă pustie și mulți părinți au descoperit poate un, cu un sentiment de vină că pot citi copilului o poveste în timp ce se gândesc la altceva. Oricine este într-o câtva conștient de capacitatea limitată a atenției, iar comportamentul nostru social este îngăduitor cu aceste limite. Atunci când șoferul unei mașini depășește un camion pe o șosea îngustă, de exemplu, pasagerii adulți întrerup cu chipzuință conversația. Ei știu că ai distrage atenția șoferului nu este o idee bună și mai bănuiesc de asemenea că temporar el este surd și nu va auzi spusele lor. Concentrarea intensă asupra unei sarcini poate orbi o efectiv pe oameni chiar față de stimuli care în mod normal atrag atenția. Cea mai spectaculoasă demonstrație a fost oferită de Christopher Cabris și Daniel Simmons în cartea lor Gorila Invizibilă. Ei au turnat un scurt film cu două echipe care făceau schimburi de pase cu mingi de basket, o echipă purtând tricouri albe, iar cealaltă tricouri negre. Cei care vizionau filmul au fost instruiți să numere pasele efectuate de către echipa în alb, ignorând jucătorii în negru. Este o sarcină dificilă și care te absoarbe cu totul. Pe la jumătatea filmului, o femeie costumată în gorilă apare în imagine, traversează terenul de joc, se lovește cu pumni în piept și pleacă. Gorila este vizibilă timp de 9 secunde. Multe mii de oameni au văzut filmul și cam jumătate dintre ei nu au remarcat nimic neobișnuit. Sarcina continuă și mai ales instrucțiunea de a ignora una dintre echipe a ceea ce provoacă orbirea. Dintre cei care urmăresc materialul video fără să aibă acea sarcină de îndeplinit, nimănui nu i-ar putea scăpa gorila. Vederea și orientarea sunt funcții automate ale sistemului 1, dar ele depinde alocarea unei unei oarecare atenții stimulului relevant. După cum notează autorii, cea mai Marcabilă observație a studiului lor este aceea că rezultatele li se par oamenilor foarte surprinzătoare. Într-adevăr, privitorii care nu au perceput gorila sunt la început siguri că aceasta nu a fost în film, nu -și pot imagina cum ar putea să le scape un eveniment atât de șocant. Studul cu gorila ilustrează două fapte importante legate de mințile noastre. Putem fi orbi în fața evidenței și suntem de asemenea orbi față de propria noastră orbire. Rezumatul intrigii. Interacțiunea dintre cele două sisteme este o temă recurentă a cărții și un rezumat al intrigii ar fi potrivit. În povestea pe care o voi spune, sistemele 1 și 2 sunt ambele active cât timp suntem treji. Sistemul 1 merge automat, iar sistemul 2 funcționează în mod normal într-un regim confortabil de efort scăzut, în care este activă doar o părticică din capacitatea lui. Sistemul 1 generează continuu sugestii pentru sistemul 2: impresii, intuiții, intenții și senzații. Dacă sunt aprobate de sistemul 2, impresiile și intuițiile se transformă în opinii, iar Pulsiunile se transformă în acțiuni voluntare. Când totul decurge lin, ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori, sistemul 2 adoptă sugestiile sistemului 1 cu mici sau nule modificări. În general, vă încredeți în impresiile voastre și acționați conform dorințelor voastre, ceea ce este bine de obicei. Atunci când sistemul 1 este pus în dificultate, cheamă în ajutor sistemul 2 pentru efectuarea unor procesări mai detaliate și mai concrete care ar putea să rezolve problema momentului. Sistemul 2 se mobilizează atunci când se ivește o întrebare la care sistemul 1 nu dă un răspuns, așa cum s-a întâmplat probabil atunci când v-ați confruntat cu problema 17 ori 24. Puteți simți de asemenea un aflux de atenție conștientă ori de câte ori sunteți surprinși. Sistemul 2 se activează atunci când este sesizat un eveniment ce uh, violează modelul lumii pe care îl susține sistemul 1. În acea lume, lămpile nu țopăie, pisicile nu latră și gorilele nu traversează terenurile de basket. Experimentul gorilei demonstrează că e nevoie de ceva atenție pentru detectarea sistemului stimulului surprinzător. Atunci surpriza activează și orientează atenția voastră. Vă veți holba și veți scotoci prin memorie după o poveste care dă sens evenimentului surprinzător. Sistemul 2 mai este totodată acreditat cu supravegherea continuă a propriului vostru comportament, controlul care vă menține uh, politicoși când sunteți plini de furie și vigilenți când conduceți noaptea. Sistemul 2 se mobilizează atunci când detectează iminenta, iminența unei erori.